Despre prețuri o să vorbim cu Răzvan ca să nu descurajăm telespectatorii de neața. Floriana, ești în direct, spune-mi ce mare campion ai lângă tine. Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani. Lângă mine se află Paul Georgescu, care se pregătește pentru o nouă provocare. Despre ce vorba aflăm imediat de la el. Bună dimineața, Paul. Bună dimineața. Spune-mi, te rog, pentru ce te antrenezi? Păi după ce am realizat acea mare performanță să ies campion mondial în Murmansk anul trecut, mi-am propus să ating maxim în această ramură sportivă, adică să not în Antarctica. Voi încerca să not cel puțin o milă și cel mult să dobor recordul mondial de distanță, care este de 2 km 250 de metri. Hai să explicăm puțin cum te antrenezi tu, ce faci în acest moment. Păi mă antrenez în paralel atât în bazin normal, unde dezvolt viteza, cât și în această piscină, unde apa are acum în jur de 2,5 grade, de 3 ori pe săptămână, pentru ca să mă readaptez, pentru că de anul trecut până anul acesta organismul își pierde adaptarea și acum sunt pe ultima 100 de metri, pentru că mai am mai puțin de o lună până plec în Antarctica. Spune-mi, te rog, știu că ești nominalizat la premiul pentru cel mai bun notător al anului 2019. Ce înseamnă pentru tine această nominalizare? Este o mare recunoaștere, mai ales pentru țara noastră. Se datorează performanțelor pe care le-am făcut anul trecut, și anume acea milă înghețată pe care am notat-o în această piscină, după care am ieșit campion mondial la 500 de metri, locul 5 la 1000 de metri. Am trecut canalul Molokai între insula Oahu și Honolulu și cred că cea mai mare realizare a fost acea ștafetă minunată de copii pe care am antrenat-o. Și, adică este visul meu împlinit, chiar după ce am trecut eu însumi canalul Mânecii, acea ștafetă de copii care a realizat și o mare performanță, fiind desemnată cea mai rapidă ștafetă anului 2019 în canalul Mânecii. Stau de vorbă și cu antrenorul tău, cu domnul Valentin Bunea. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți-mi, vă rog frumos, care sunt riscurile unei astfel de experiențe? Atunci când cineva face o baie în apă înghețată, temperatura corpului poate să scadă brusc. Și din acest moment se recomandă ca durata să fie foarte scurtă. Ceea ce face Paul este performanță. Și a început treptat de la 2 minute, la 3 minute, la 7, 10 și astăzi să facă 24 de minute în apă de 2,5 grade. Deci pentru cei care ne urmăresc, cel mult o saună, ieșit afară și intrat înăuntru. Vreau să-l întreb pe Paul, ce planuri mai are pentru anul acesta? Anul acesta ca să mai închid două etape din proiectul meu Ocean 7, adică traversarea strâmtorii Tsugaru în Japonia și a strâmtorii Gibraltar între Spania și Maroc. Cea din Japonia va fi între 22 și 30 iulie și cea din Spania va fi între 1 și 10 octombrie. Eu îți mulțumesc mult de tot pe mine, mă ia frigul numai când te văd, Răzvan, Dani, deocamdată atât de aici, mă întorc la voi.